seara, bună seara, dragii mei prieteni! Eu sunt Elisabeta Vasile și începând cu această seară o să intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Petale de Cântec, bineînțeles cu o ediție specială Sărbătoriții Lunii. Și în această seară avem deosebită plăcere să o avem alături de noi. M-am repetat, am emoții că ați întârziat. Mă iau cu de voi imediat. Deci în această seară avem pe prietena noastră sărbătorită, pe Lorena Andrei, la mulți ani Andreea. Pardon, la mulți ani, Lorena. Ce-am fraților în seara asta, dragii mei? Nu știu, că poate m-a jurat cineva și nu știu eu. Bine ai venit, Lorena, hai să lăsăm gluma la o parte. La mulți ani, să fii sănătoasă, să fii fericită. Văd că în această seară ai prieteni dragi alături de tine și mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur că sunteți alături de mine în această zi specială. Vă mulțumesc din suflet pentru urări, pentru gândurile bune și pentru că îmi sunteți alături. De fapt, știu eu că tu ai fost, ziua ta a fost acum duminică, da, dar nefiind, neavând noi emisiune, am zis să o sărbătorim așa în cursul săptămânii, ca să intrăm în casele telespectatorilor noștri cu cântec, cu joc, cu voie bună, că știi că aici este ca la noi acasă, ne simțim bine. Și aș vrea să-i prezint prima dată pe colegii care au venit aici să te sărbătorească: Giovanni Priescu, Nora Covei, Nicoleta Priescu, Daniela Spahiu, Ionela Pătruț, Steliana Lăcătușu Busneri și Alina Sanda. Și acum aș vrea să stau de vorbă cu fiecare în parte. Bine ai venit, domnul Giovanni Priescu! Bine v-am găsit! Mă simt ca la o martie, dar nu e nicio problemă. La mulți ani, Lorena! Și multă sănătate, în primul rând, și cariera oricum este pe un drum ascendent. Ce să mai zic mai mult? Sănătate, în primul rând! Și a ta la fel, bineînțeles, și a Lorenei. Uite că am uitat, am zis că mai vorbim pe parcursul emisiunii, așa să lăudăm puțin pe Lorena, că eu, ca și voi, o cunosc de ceva timp și a crescut așa puțin pe cântecul, mai mult pe drumul cântecului popular, și îți doresc succes, că ce faci, faci bine. Mulțumesc frumos! Așa, următorul invitat, Nora Covei, care și-a făcut abonament la Insa TV, dragi telespectatori. Am glumit. Nora, cu ce ai venit, că n-ai permis? Nu mai spune că aude poliția. Într-adevăr, l-am expirat până pe 16 mai și am venit și eu. Cu cine m-a adus? Tu ai venit din prietenie pentru? Am venit pentru prietena mea, Lorena, căruia îi spun la mulți ani să fie iubită. Și de-aia vin mereu, că am multe prietene și am venit la toate, da, întotdeauna. Am observat lucrul ăsta și că prezența voastră este aici la Ensat cam în continuu, așa, ba la filmări, ba la emisiuni și, de ce, uite, este bine și pentru voi, este benefic și pentru telespectatorii noștri și pentru noi, de ce nu? Deci e următoarea solistă și interpretă și care a venit să-i spună la mulți ani Lorenei este Nicoleta Priescu. Pe tine nu te-am văzut de mult, Nicoleta, ce faci tu, dragă mea? Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur să fiu în seara aceasta alături de dumneavoastră și alături de prietena mea dragă. Îmi face deosebită plăcere să fiu alături de tine, să spun la mulți ani. Noi am pornit împreună pe drumul cântecului în aceeași perioadă și îmi e drag că am rămas de-a lungul timpului prietene, să ai viața cu petale de cântec. Oh, ce frumos, cu petale de cântec, așa cum se numește emisiunea noastră. Mulțumim frumos! Acum, cine a venit să mai spună la mulți ani? Daniela Spahiu, care a fost și ea sărbătorită aici la noi. Bine ai venit, Daniela! Bună seara, bine v-am găsit! Am venit și eu alături de colega mea și prietena mea, Lorena Andrei. Pe această cale îi spun la mulți ani, multă sănătate și tot ce își dorește să-i devină realitate, în emoțiile, tot ce își dorește să-și îndeplinească. Lasă că emoțiile sunt firești, le avem și noi, le aveți și voi, le are toată lumea, telespectatorii ne iartă pentru că aici suntem ca în familie și este foarte firesc să mai și glumim, să avem și emoții, nu este nicio problemă. Spun eu, vorbesc în numele telespectatorilor, știi, dumnealor ne lasă comenturi acolo și ne spun dacă am greșit cu ceva, nu, domnilor? Următoarea invitată care a venit să-i spună la mulți ani Lorenei, Steliana Lăcătușu Busneri, bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit!
Mă bucur să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră și alături de colega și prietena mea dragă Lorena Andrei, căreia vreau să-i spun și eu un sincer și călduros la mulți ani, să aibă parte de multă sănătate și fericire în viață și de îndeplinirea tuturor dorințelor. Așa să fie la toată lumea. Și bineînțeles că te vrem mai des pe aici pe la noi și bineînțeles că fiecare la rândul lui poate să vină aici să-și sărbătorească ziua de naștere, ziua numelui, că avem sărbătoriții lunii în fiecare lună. Depinde fiecare cum sunteți născuți. Noi avem grijă să vă invităm. Mulțumim frumos! Și am ajuns la cine? La Ionela Pătruț. Bine ai venit, draga noastră, și tu ai fost des pe la noi, ne iubești și noi te iubim pe tine. Da, mulțumesc, sentimentul e reciproc. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de colegii mei dragi, la mulți ani, Lorena, să-ți dea Dumnezeu numai bine, țină tot așa, ești frumoasă, ești talentată, ai tot ce trebuie. Mulțumim. Și a mai venit să te sărbătorească Alina Sanda, care și-a vine mai răruț pe la noi. Știu că ai și un alt job care îți ocupă mai mult timp, dar în această seară spun bine ai venit. Bine v-am găsit. Mă bucur și eu ca și ceilalți colegi ai mei să fim alături de tine. Îți urez cu această ocazie un sincer la mulți ani. Succes în carieră, tot ce-ți dorești și să te bucuri de fetița ta. Toate cele bune. Da, să-ți trăiască Floricica, că ai o floricică. Și bineînțeles că o să mai vorbim pe parcursul emisiunii. Acum dăm drumul la cântec. Bineînțeles, prima dată o să ne cânte sărbătorita Lorena Andrei, după care o să ne continue cu cântecul Alina Sanda, Daniela Spahiu, Giovanni Priescu și Ionela Pătruț. Haideți, începe jocul acolo, că eu o să joc imediat. Alege ce frumos în viață, omul cu zâmbet pe față, care știe să glumească și cum să se veselească. Alege ce frumos în viață, omul cu zâmbet pe față, care știe să glumească și cum să se veselească. Îmi plac oamenii ca mine, care te îndeamnă la bine și petrecul lăutar, nu stau cu gândul la bani. Îmi plac oamenii de viață care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec câte o săptămână. Se cade, care pe potriva mea și la greu nu m-o lăsa. În viață vreau să am parte doar de omul cum se cade, care pe potriva mea și la greu nu m-o lăsa. Îmi plac oamenii ca mine, care te îndeamnă la bine și petrecul lăutar, nu stau cu gândul la bani. Îmi plac oamenii de viață care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec câte o săptămână. Plac mie să fie doar veselie, nu ceartă și nici mânie. Lângă om de omenie, așa-mi este pe plac mie, să fie doar veselie, nu ceartă și nici mânie. Îmi plac oamenii ca mine, care te îndeamnă la bine și petrecul lăutar, nu stau cu gândul la bani.
Îmi plac oamenii de viață care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec câte o săptămână. Pe bune și cu privirea senină, inima de noroc plină. Îmi place să am lângă mine doar oameni cu vorbe bune și cu privirea senină, inima de noroc plină. Îmi plac oamenii ca mine care te îndeamnă la bine și petrecul lăutar, nu stau cu gândul la bani. Îmi plac oamenii de viață care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec câte o săptămână. Că de cine drag eu mă simt iubită, omul potrivit e lângă mine și în viață toate merg mai bine. Ce frumos trăiesc și sunt fericită, că de cine drag eu mă simt iubită, omul potrivit e lângă mine și în viață toate merg mai bine. Lume ce noroc mare am avut în ziua când eu l-am cunoscut. De când a intrat în viața mea, fericită-mi este inima. De când sunt cu și drag în casă, simt că viața mea e mult mai frumoasă. Orice zi din ea e o primăvară, toate florile floresc pe afară. De când sunt cu omul și drag în casă, simt că viața mea e mult mai frumoasă. Orice zi din ea e o primăvară, toate florile floresc pe afară. Lume ce noroc mare am avut în ziua când eu l-am cunoscut. De când a intrat în viața mea, fericită-mi este inima. După ochi se vede, după chip și zâmbet, că e om frumos și bun la suflet. Mă cunoaște, știe tot ce-mi place, fericită numai el mă face. După ochi se vede, după chip și zâmbet, că e om frumos și bun la suflet. Mă cunoaște, știe tot ce-mi place, fericită numai el mă face. Lume ce noroc mare am avut în ziua când eu l-am cunoscut. De când a intrat în viața mea, fericită-mi este inima. Lume ce noroc mare am avut în ziua când eu l-am cunoscut. De când a intrat în viața mea, fericită-mi este inima. Că iubește mie-mi
ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. Că iubesc și mie-mi place, nimeni n-are ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. Că iubesc ce mie-mi place, nimeni n-are ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. Că iubesc ce mie-mi place, nimeni n-are ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. Că iubesc ce mie-mi place, nimeni n-are ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. Că iubesc ce mie-mi place, nimeni n-are ce-mi face să iubesc și să duc dor în ciuda dușmanilor. N-am un prieten și vecini, toamnă în pahare, n-aș și joacă lângă fii. Mirele privește cu drag la mireasa lui, ce mult o iubește, ca ea alta nu-i. Mirele privește cu drag la mireasa lui, ce mult o iubește, ca ea alta nu-i. La mulți ani cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților. Cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților. Ridicați paharul să dăm pentru naș noroc, că a dat mare darul și acum au ieșit la joc. Cu nașa de mână, joacă, joacă, nașule, cu finii împreună, sus paharele. Cu nașa de mână, joacă, joacă, nașule, cu finii împreună, sus paharele. La mulți ani cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților. Cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților. Joacă ginerică și dă bani la lăutar pentru miresică, dar și pentru nașii mari. Că din suflet nașii azi pe fiini au culunat, și pe toți nuntașii azi au invitat. Că din suflet nașii azi pe fiini au culunat, și pe toți nuntașii azi au invitat. La mulți ani cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților. Cu sănătate pentru casa mirilor, să le trăiască și nașii, că sunt ca părinților.
iubit, Doamne, nu m-aș fi gândit că omul de lângă mine uită că i-am făcut bine. Frunză verde mărgărit, Doamne, nu m-aș fi gândit că omul de lângă mine uită că i-am făcut bine. I-am oferit viața mea și-a făcut ce-a vrut din ea. M-a îmbolnăvit să mor, Doamne, nu mi-a fost ușor. I-am oferit viața mea și-a făcut ce-a vrut din ea. M-a îmbolnăvit să mor, Doamne, nu mi-a fost ușor. Durere, ai să ajungi vorbele mele. Te-ai jucat prea mult cu soarta, dar o să se-ntoarcă roata. După chinuri și durere, ai să ajungi vorbele mele. Te-ai jucat prea mult cu soarta, dar o să se-ntoarcă roata. Am făcut din noapte zi și-am să fac până noi mai fi. Să-i fie la băiat bine, Doamne, fă-i ce vrei cu mine. Am făcut din noapte zi și-am să fac până noi mai fi. Să-i fie la băiat bine, Doamne, fă-i ce vrei cu mine. Și-a crescut al meu fecior. El era un ghemotoc, azi cât 10 la un loc. Anii au trecut în zbor, și-a crescut al meu fecior. El era un ghemotoc, azi cât 10 la un loc. Eu te rog, Doamne, pe tine să ai grijă și de mine. Să-mi văd băiatul însurat cu fata care e drag. Că nimic nu e mai sfânt ca un copil pe pământ. Și oricât de mare ar fi, grijă-i porți până-i muri. Am revenit, dragii noștri, suntem la ENSA TV, la emisiunea Petale de Cântec, o avem sărbătorită pe Lorena Andrei, e multă voie bună, deja Nora noastră s-a umplut așa de râs pe piept, așa-i Nora? Deja și-a sesizat că eu m-am îngrășat puțin și așa este, am spus, măi, Nora, dacă Lorena a adus aici și a făcut azi noapte prăjituri, bunătate de prăjituri, deja ne-am înfruptat, ce să mai la regie, nu mai rămâne nimic, așa că regia vă duce să, nu știu, se duce Lorena și face altele. Lorena, cum te simți? Mă simt foarte bine. Voiam să spun că nu e problemă că iau cu mine la restaurant pe cei din regie și mâncăm acolo. Petrecem în continuare până dimineață. Da, îmi salut colegii de la restaurant, îl salut pe domnul patron, nu-i spun numele, că poate... Domnul Pătrașcu! Salut! Îi mulțumesc că mi-a dat voie să plec. Că el e așa, mai. Să nu mai plec. A, domn Pătrașcu, i-ați dat voie să plece lui Lorena de ziua ei, adică duminica a plecat de ziua ei, a cut-o de ziua ei. Când mai e ziua ta? Duminica viitoare? Mai găsesc eu. Mai găsesc. Vreau să le fac și eu dedicații prietenilor mei de pe Facebook, care au fost într-un număr foarte, foarte mare, peste 1000, ce am reușit eu să văd așa cât de cât, să le mulțumesc că mi-au fost alături, că mi-au dăruit atâtea gânduri bune și să le dedic cu drag cântecele mele lor și telespectatorilor de acasă, părinților mei, surorilor, tuturor prietenilor, fetiței mele în special. Cum o cheam pe fetița ta? Alexia Maria. Și a fost ziua ei luna trecută. La mulți ani. A, deci la mulți ani să-ți trăiască Floricica, deci ea nu este, tu ce e luna Taur?
Taur și fetiță. Și este peștoaică, așa cum este doamna... A, dar cine e pește? A, avem o peștoaică aici, da, avem. O avem pe Ionela, peștișorul de aur. Știu că... Oh, Nora, Nora, cum le potrivești, măi, Nora, pe toate. Deci... În primul rând vreau să-i salutăm pe prietenii de pe Facebook, că deja sunt cu ochii pe noi. Tudorița Teo Popa este cu ochii pe noi. Tudorița, te salutăm și îți dorim numai bine. Domnul Georgel Căruleanu, doamna Cisar Elena, vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături. V-am spus, vă așteptăm cu comenturi acolo, vedeți, poate stă un, eu știu, un vâlnic mai nu știu cum. Poate am spus ceva greșit. Poate vreți să ne lăudați, nu știu. Aveți aici, interpreții noștri au cântece frumoase, ați văzut și de joc și de voie bună, fetele sunt deosebite. Ce să mai spun de băiat care, dom'le, Giovanni a obosit deja de când s-a surat. Deci de când s-a surat Giovanni a obosit și vreau să o salut cu drag pe soția lui. De fapt să o salute el. Hai, salut-o, te rog. Te-am pus în încurcătură. Trebuie să faceți matinal ca să nu fie obosit. Acum seara omul mai are ce treabă și mai obosește, nu? Da, o salut pe Georgiana și a fost și ziua de nume ale ei ieri. Deci un la mulți ani pentru ea, special din partea mea. Am omis ca să le urăm și noi cu o zi întârziere aici, prin intermediul televiziunii În Sat, la mulți ani să trăiască Gheorghe, Georgiana, Gheorghița, nu mai știu, toată. Gica alu Beti. Domnule, Gica a fost răsfățatul zilei și duminică și ieri, credeți-mă că au ajuns unii dintre ei să mă sune pe mine că nu răspundea la telefon. Deci, încă o dată, la mulți ani, Gheorghe, să trăiți toți cu numele de Gheorghe, să trăiți bine, să trăiți cu numele. Dacă mai vreți să faceți dedicații, Nora. Pentru toți prietenii și pentru toți care mă cunosc, consătenii mei și pentru colegele de aici și pentru Lorena special, la mulți ani, să fii iubită, să rămâi tot așa de frumoasă și talentată. Și zi, să rămână așa silueta. Silueta rămâne, că tot așa e de când o știu. Esteliana? Da, să fie pentru, în primul rând, pentru toți cei care ne urmăresc acum la televizor și să fie special pentru soțul meu, pentru fiul meu și pentru mama mea, care sunt cele mai importante persoane din viața mea, pentru toți mirii cărora le-am cântat și le voi cânta anul acesta și pentru toți cei care mă cunosc și pentru prietenii de pe Facebook. La fel, pentru toată lumea care ne urmărește, pentru toți prietenii de pe Facebook, toate neamurile și cunoscuții, pentru Lorena, pentru prietena mea, special această emisiune și pentru toate colegele. Ești, observ că ai văzut puțin lupul, ca și mine, acum 2 săptămâni. De 2 săptămâni l-am văzut și eu și nu mai pleacă lupul. Și vreau să te întreb cam cum este să cânti așa când ai o laringită. Este foarte greu și tu știi foarte bine ce spun. E foarte greu ca să cânți și să nu se observe că ești răgușit, dar mergem înainte. Asta spun, când vezi oamenii că te iubesc, că le cânți acolo, ei, atmosfera deja se încinge și ai uitat că ești răgușit. Exact. Totul pleacă de la psihic. Exact. Alinuța? Deci, pentru prietena mea Lorena, pentru toți prietenii pe Facebook, pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru toți cei care se uită la televiziunea În Sat TV și pentru realizatorii acestei emisiuni, bineînțeles. Și pentru soțul tău din partea noastră. Tocmai pe el l-ai uitat că el te însoțește peste tot. Păi cum adică? Și ai și o melodie frumoasă, dacă nu mă înșel. Așa este. Cum se numește melodia? Ce frumos trăiesc. Alături de ce iubesc, normal. Ia să vedem, continuăm cu dedicațiile. Nu că Nora face de dor, face și numele tău. E mai hoață fata noastră. Uite, ai putea să-i dai tot ei. Ce zici, Nora? Nu că mai dă două dată. La mulți ani, Gheorghe, Gheorghița, care ați fost ieri, să fiți sănătoși, dedicăm emisiunea tuturor, să vă uitați la noi, la În Sat. Eu vreau să te întreb ceva, am sesizat eu sau am aflat, nu știu, mi-a spus cineva că ai o piesă nouă. Poate vrei să ne spui ceva despre ea. Da. Piesa care tocmai am cântat-o este, da, și cu ceva în plus. Da, este făcută de Adi Ghiocel, îi mulțumesc, textul mi-aparține ca la toate piesele, mândră de ce fac.
Și noi suntem mândri de tine că o să vii să o promovezi, pentru că așa și trebuie. Da, păi la prietenii tăi, da? Mulțumim. Și să spui dedicații și știu și că și tu ai piesă nouă. Așa este și la fel pot să spun că piesa cea nouă e prima dată aici la dumneavoastră promovată. Deci te rog și... suflet, să nu mai vorbești cu dumneavoastră că noi suntem prieteni. Știu, mă refer la dumneavoastră ca și colectiv. Ca și persoană noi suntem prietene, ne cunoaștem. Pentru draga mea prietenă Lori, la mulți ani. Pentru toți telespectatorii și bineînțeles pentru băiețelul meu drag, una dintre piese este făcută special pentru el, pentru toți prietenii, pentru familia mea și cu mare drag pentru prietenii de pe Facebook. Ziua ta când o să fie? În noiembrie și cred că o să ajung și eu la dumneavoastră. Te așteptăm, te așteptăm cu mult drag. Păi e vorba multă sărăcia omului, nu? Și o să... continuăm, bineînțeles, tot cu cântec, joc, voie bună și bucurie, da? Pe care o să o transmitem și acolo în fața, o să ajungă bucuria de aici și la dumneavoastră prin intermediul Lorenei Andrei, Nicoletei Priescu, Norei Covei și Stelianei Lăcătușu Buzneri. Haideți cu muzica, regia! O tufă de mure din margine de pădure intră-n codru pe cărare neicuța la vânătoare. Câinii caută vânatul și de-a lungul și de-a latul. Cătare și mistre și căprioare. Câinii caută vânatul și de-a lungul și de-a latul. Știu să mâne în cătare și mistre și căprioare. Într-un loc cu frunza rară neica vede o căprioară, scoate arma și țintește, dar un pui la el privește, parcă ar fi vrut să roage, vânătorul ei nu trage. Sunt mic și-mi este teamă cu o să rămân fără mamă. Parcă ar fi vrut să-l roage, vânătorul ei nu trage. Că sunt mic și-mi este teamă cu o să rămân fără mamă. Vânătorul zice lasă căpriorul du-te acasă, și-a lăsat-o să trăiască, puișorul să și-l crească,
Drag e vânătorului să stea în umbra podului. Umblea-n codru toată vara de buzori și până seara. Și neicuța-i vânător, toată ziua-i călător. Dar și când se întoarce sat, nu-l mai las din sărutat. Vremea-i de iubit, care a sărit luna plină și pe cine au adormit. Să n-ai grijă, chiar de-i lumea rea, tot vin de seară cu tine, că-ți e dulce gurița. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. Nană cu urât, dar dorul nostru-i prea mare și nu pierde de un cuvânt. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. Văd că n-au pe lume rost, poartă grijă altuia. N-ar vorbi, iubitul de-ar ști, dar nu pot ca să înțeleagă cum e focul inimii. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. Lumei rea mult ar vrea, la 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 la, să ne strice dragostea, la 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 la. Orice ar fi, ne-am iubit, la 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 la, câte zile am mai trăit, la 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 la. A prins nana de mijloc și-am intrat cu el în joc. Ăsta-i danțul ce joc eu și cu nana-l meu. Mă joacă nana cu foc și nu mă lasă deloc. Să mă hodim, eu scos strop, hai da, hopa, hop. Învărte-mă, nana, iar că eu gura ta din seară. Ți-o sărut cu mare drag, cu părtiți în prag. Joacă-mă, nana, frumos, ține fruntea sus fălos. Că la joc ne potrivim și că ne iubim. Ține dansul tot așa, mâna mea din mâna ta. Nimănui să nu o dai, hai da, nana, hai. Că toți feciuri ar vrea la joc, nana, să mă ia. Și mare grijă să ai, hai da, nana, hai. Învărte-mă, nana, iar că eu gură tot de seară. Ți-o sunt cu mare drag, te-o portiți în prag. Joacă-mă, nana, frumos,
frumos, că la joc ne potrivim și că ne iubim. La mulți le plac ochii, dar eu nu mă uit la ei. Eu te vreau și tu mă vrei, ei mai nală, hei. Că la poartă mi-i zis ieri că ai să vii și să mă ceri de nevastă să mă iei, ei mai nală, hei. Învârte-mă, nană, iar că eu gură tot de seară. Ți-o sărut cu mare drag la portiță-n prag. Joacă-mă, nană, frumos, ține frântea sus fălos, că la joc ne potrivim și că ne iubim. Banii mei munciți, cu sunt doar agonisiți. Am crezut mereu în mine că într-o zi voi da de bine la viață. Nu m-am lăsat, am trudit și-am câștigat. Am gustat din plin amarul, m-am înălțat starul. Rădăcina mi-a fost bună și astăzi am lumea pe mână. Mi-a dat Domnul sănătate, de le-am rostuit pe toate. Munca mi-a dus norocul că omul sfințește locul. Mi-am rostuit prin ce am biruit. Am tot ce inima-mi cere, dar-n palme mai am durere. Că am muncit din greu cu ele ca să scap de zile grele. Am gustat din plin amarul, m-am înălțat starul. Rădăcina mi-a fost bună și astăzi am lumea pe mână. Mi-a dat Domnul sănătate, de le-am rostuit pe toate. Munca mi-a dus norocul că omul sfințește locul. Și i-am cerut nici măcar cu împrumut. Am muncit și-am chipzuit orice ban agonisit. Dar nu-mi pare rău deloc că-i las băiatului tot. Am gustat din plin amarul, m-am înălțat
dacină mi-a fost bună și astăzi am lumea pe mână. Mi-a dat Domnul sănătate, de le-am rostuit pe toate. Munca mi-a dus norocul, că omul sfințește locul. Dragi respectatori, am revenit, mi-a dispărut și vocea, aici e voie bună, nu știu la dumneavoastră dacă se simte, sper că ați jucat acolo în fața televizorului sau unde vă aflați dumneavoastră. De exemplu, am aflat că Sorin Peneșel ne urmărește de acolo, de la țară. Sorine, sper că ai luat-o pe Lorena la joc, te salutăm cu drag și bineînțeles îi mai salutăm și pe prietenii noștri, pe domnul Costel Popa de la Boureni. Domnul Costel, sunteți cu ochii pe noi, pe Marci Butică din Spania, vezi că ne urmărește lumea și în Spania, pentru că ne vedem pe net, dragilor, da? Intrați acolo și pe net, adică ne vedem în Mehedinți, ne vedem înspre Petroșani, ne vedem înspre Vâlcea, chiar și în Telorman ne vedem, și în Giurgiu, și în Dulj, deci suntem bogați. În Gorj nu mai spun. Și la Stâncești, la Iubi, ne vedem. Da, Lorena, cum e? Au dispărut emoțiile? Da, au dispărut. Acum este multă veselie, multă voie bună. Ne distrăm de minune aici. Păi vreau să dau din casă că tocmai spunea ceva Nora, prietena noastră, care în seara asta, nu știu de ce că n-am văzut-o niciodată ca în seara asta, așa bine dispusă, zicea: dragilor, când râdeți mult, vă cresc sânii și mai ce? Nu pot să spun în direct. Da. 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 Nu, hai să mai facem și câte o glumiță, că nu, asta vorbim după aceea în particular, Nora. Da, dar vreau să vă provoc pe fiecare să-mi spuneți cum vă place să fiți răsfățate sau cum vă răsfățați voi în timpul liber. Tu, Lorena, de exemplu, ce faci în timpul liber când îl prinzi? Când prind timpul ăla liber, cel mai bine e să fie vara, ca să mă duc la piscină. Deci eu sufăr când nu mai este cald afară și nu mai e soare, nu mai am piscină, e... Și în rest, în timpul liber, iarna nu ies din casă, stau acolo ca ursul, deci, în hibernare. Pui mâna pe un pui de somn, nu? Da. Da. Tu, Nora, că ce ești cea mai guralivă, ce faci în timpul liber? Au, dar câte nu fac! Ce să fac? Eu sunt lângă munte, mai bine îmi place să mă duc prin pădure și la o întâlnire, de ce nu, cu Iubi. Deci domnul Iubi, ați auzit? Deci. Și să și dorm. Da. Să odihnești, pentru că să știți că Nora este... Nu știu, face cât 10 bărbați, eu așa zic lui Nora, pentru că Nora știe să dea cu sapa, să dea cu coasa. Și? Să mă duc cu oile. Așa. Să fac lăi. Da, și aia. E bună la casa omului. Ce mai știi? Tai vie. Doamne, tati, ai auzit? Îți bună de măritat. Deci, Iubi să nu se supere, că Nora a glumit. Da. Domnul, și dumneata, cum îți place să fii răsfățat sau cum te răsfezi tu în timpul liber? Ținând cont de cele spuse de Nora, trebuie să-mi revin puțin. Recunosc că nu sunt așa de harnic cum este ea și așa cu o dezinvoltură aparte. Nu am un program prestabilit, prefer să văd cum este ziua, dacă este soare, dacă plouă. Dacă plouă, mai bine stau în casă. Dacă este soare, prefer să mă plimb. Și, bineînțeles, activități care... Giovanni, toată ziua doarme, spune! Mersi, mersi, Nora, mersi, mersi. Noaptea cântă și ziua doarme. Asta este un hobby. Să nu suni niciodată ziua că nu doarme. Da. Dar de ce dormi, Giovanni? Hai să spunem telespectatorilor, pentru că tu cânti în fiecare seară. Nu chiar în fiecare seară, dar... Și mai ales că s-a și însurat acum noaptea. Sincer să fiu, însurătoarea nu este un somnifer, Nora. Însurătoarea chiar nu este un somnifer. Din contră. Da, ce să zic, vin la tine să luăm niște vin, niște oi miei, ce luăm? Mergem în vie, da. Nu, în vie nu, poate cu Iubi, nu, în vie nu.
Fără vie, fără vie, că acolo poate avem surprize. Numai la beci, la beci, la butelă. Da, Nora este foarte darnică, să știți că mi-a dat și mie de câte ori a avut ocazia. Puțin vinișor și lugică, lugică este darnică, este un om minunat, una peste alta. Ea este, nu știam așa glumeață, dar mă bucur că s-a creat aici o voie bună, pentru că nu trebuie să stăm numai așa, numai să cântăm. Deci trebuie să mai facem și câte o glumă. Nicoleta, cum te simți? Mă simt foarte bine și mă bucur că sunt aici alături de echipa dumneavoastră și alături de fete. Ca timp liber, că de aici am pornit, cea mai frumoasă activitate pe care o fac e cu băiatul meu. Era să zic băiețel, dar m-am trecut la înălțime deocamdată. Urma să spun 14 anișori, a făcut, avem buletin și mulțumesc frumos! Ne petrecem timpul liber cât putem de mult împreună, iar când nu pot să fiu cu el și vreau să mă răsfăț doar pe mine, îmi place să merg la masaj. Și mie. Și mie, și mie. Dar cui nu-i place să se relaxeze? E foarte bine. Vreau să o pup și să o salut pe doamna la care merg, ca să înțeleagă Nora că merg la o doamnă, da? Merge și Lori cu mine, dar nu în același timp, da? Să ne răsfățăm. Puteai să mergi și la un domn, nu este nicio problemă, pentru că și bărbații se spune că fac un masaj mai bine decât doamnele, știi? Ionela, ai uitat să saluți sponsorul tău principal. Da, pe soțul meu și băiatul meu. Am uitat să-i salut, să le dedic toată emisiunea și referitor la timp liber, ca și Nora. Nu cu oile, dar cu treabă, ca așa e la casă. Doamne, ai auzit, domnul soț? Domnul soț vrea să mă mute la casă. Niciodată, nicio șansă. Nicio șansă. Ce? E așa frumos. E așa frumos în curte. Acum, uite, chiar te invit. Să vezi cum e acolo, să faci un grătar, să... Păi ne-ai dat o idee. De bumbești, e bun. Păi ne-ai dat o idee, venim cu echipa, facem o emisiune la tine acasă. Grătărelul pui tu, noi venim cu ce putem. Și în pădure, mai știi că dăduse Nora foc la pădure? Tot Nora. Tot noi. Da. Gașca aia zic. Da, suntem pus pe șoti. Steliana? Eu ce să vă spun, în timpul meu liber îmi place foarte mult să ascult muzică. Asta l-am speriat și pe băiatul meu cu ascultatul muzicii. Mereu îmi place să văd ce iese nou, ce să învăț ce iese nou și în rest... Cu soțul meu suntem nedespărțiți 24 din 24. Altceva. Asta este bine. Sunteți amândoi pe un loc, cântă și soțul, da? Îl salutăm și pe soțul tău. Și ne salută pe Facebook doamna Nicolița. Mămica ta? Mama mea. Vă salutăm, vă salutăm, doamna Nicolița. Păi e foarte bine că... Da, ești la curent cu noutățile, pentru că pe unde mergem pe la evenimente, așa, ni se cer melodii noi și noi trebuie să fim acolo. Să știm tot, da. Tu, cu Daniela? Eu am mai puțin timp liber. Am și serviciu, și cântările, și țară, și toate. Când sunt liber, îmi place să mă plimb la volan. Da, și viteza îți place? Îmi place și viteza, da. M-au cam speriat domnii polițai. Și nu vreau să rămân fără permis nici măcar o secundă. Așa, Nora. M-a rămas Nora, dar ea din greșeală. Deci chiar nu vreau și nici nu vreau să le dau banii la buget. Deci merg în limitele legale. Da. Exact cum a rămas domnul Gică, fără frică, care îi place foarte mult viteza. Adică a rămas fără permis? Nu se știe sigur, vede el pe parcurs. Tu, Alinuța? Mie îmi place să petrec cu copiii mei, cu nepoțelul. Dar... Deci Alina este și cea mai bunică tânără, uitați-vă la ea. Să strească, ce ai fete, unde poate, să strească. Și tocmai am plinit un anișor și îi dedic toată emisiunea. Cred că ești așa mândră și așa fericită. Sigur că da, cine nu ar fi. Mă bucur, să strească și să te bucuri în continuare de familia ta. Cu tine am vorbit, acum dacă mai aveți ceva de spus, adăugați ceva în plus... Mai intrăm o dată, nu? Doamna noastră, doamna Aura Stoinescu, mai intrăm o dată, da? Păi acum hai să mai dăm drumul cu cântec. Ne cântă Lorena Andrei, Alina Sanda, Daniela Spahiu, Giovanni Priescu și Ionela Pătruț. Hai la joc și voie bună! Muzica.
pentru Lana ce mi-e drag, pentru Lana al meu frumos, mă duc la baia pe jos. Crenguță de măr te fac, pentru Lana ce mi-e drag, pentru Lana al meu frumos, mă duc la baia pe jos. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli primea prin lume, să nu-ți mai aude nume. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli primea prin lume, să nu-ți mai aude nume. Trec de-a lui peste cornet, mă duc la Nana să-l văd, să-mi-l strâng la piept cu drag, în miros de lilia. Trec de-a lui peste cornet, mă duc la Nana să-l văd, să-mi-l strâng la piept cu drag, în miros de lilia. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli primeac prin lume, să nu-ți mai aude nume. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli primeac prin lume, să nu-ți mai aude nume. Vino, Nana, mai degrabă, că a dat colțul la iarbă. Cucu cântă, mir la cântă, noi să steam neicuță lungă. Vino, Nana, mai degrabă, că a dat colțul la iarbă. Cucu cântă, mir la cântă, noi să steam neicuță lungă. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli pribeac prin lume, să nu-ți mai aude nume. Nana, tine n-ai mai venit, te blestem noapte și zi, să umbli pribeac prin lume, să nu-ți mai aude nume. Dădea cum până muriți, mă.
mai de mine ascultă, că îi port dragoste multă. Cu florile din pridvor și le în dușmancelor mă, să vadă că-s fericită și de bărbățel iubită. Vreau dușmancelor să știți că de-acum până muriți mă, voi degeaba încercați, bărbățelul nu mi-l luați mă. Doamne, în viață îți mulțumim că mi-ai dat ce mi-am dorit. Mi-ai dat fată și băiat, sunt cu sufletul împăcat. Doamne, în viață îți mulțumim că mi-ai dat ce mi-am dorit. Mi-ai dat fată și băiat, sunt cu sufletul împăcat. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. O să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. De rău să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Băiatul mi s-a însurat, fata mi s-a măritat. Am rămas singur în casă și cu inimioară arsă. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. De rău să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. De rău să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Și să iubesc, că doar pentru ei trăiesc. Ține-mă, Doamne, în viață, să-mi țin nepoții în brață. Să-i alin și să iubesc, că doar pentru ei trăiesc. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. Să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-le la copii de toate. De rău să-i ferești în viață, că sunt a noastră speranță. Să iubești ce a fost luat, să iubești ce a fost de luat. S-a ajuns să mă mulțumesc, cu puținul ce-l primesc, cu puținul ce-l primesc. Am ajuns să țin la cine nu poate fi lângă mine, nu poate fi lângă mine. Pentru că-i cu
altcineva și îmi plânge inima, și îmi plânge inima. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufă și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufă și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Liniște n-am niciodată, liniște n-am niciodată. Că așa mi-a fost mie dat, să iubesc ce a fost luat, să iubesc ce a fost luat. Cânecați poate să-mi fie, că n-am cum să spun să știe, că n-am cum să spun să știe. Lumea pe cine iubesc, că de lume mă feresc, că de lume mă feresc. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufăr și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufăr și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Inima cum să se împartă, inima cum să se împartă. Ce iubește n-ar lăsa, nici păcate n-ar mai vrea, nici păcate n-ar mai vrea. Mai bine se chinuiește, rabdă într-un an și iubește, rabdă într-un an și iubește. Am ceva, n-am ce să fac, doar să sufăr și să tac, doar să sufăr și să tac. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufăr și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Inima, inima nu mă înțelege, când iubește n-are lege. Chiar de sufăr, sufăr și mi-e greu, iubesc ce nu e al meu. Bine, nu știu de ești pentru mine. Mândra mea frumoasă ești, ca o zână din povești. Ești gătită și stă bine, nu știu de ești pentru mine. Mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da. Mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da. Dar ca tine n-am aflat. Mândruliță al tău dor mă scoală noaptea din somn. Am iubit multe prin sat, dar ca tine n-am aflat. Mândruliță al tău dor mă scoală noaptea din somn. Mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da. Mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da.
viață. Mulți te-ar ține mândru-n brață, de sine mândru și eu. Și să mor de-mi pare rău, ești micuță și ești oață. Mulți te-ar ține mândru-n brață, de sine mândru și eu. Și să mor de-mi pare rău, mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da. Mintea zice nu și nu, sufletul acu-acu. Mintea zice ba și ba, inimioara da și da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Lorena să trăiască, Lorena să trăiască, la mulți ani. Lorena să trăiască, Lorena să trăiască, să trăiască la mulți ani. Atenție, se cântă, dragii noștri, ați observat, da? I-am cântat la mulți ani Lorenei, pentru că nu se putea, suntem așa pe final, să zicem, că știți ce-i mult, ce-i frumos, se termină repede și am zis că poate uităm să-i cântăm la mulți ani, așa că am început cu la mulți ani. Lorena, când te simți, Lorena? Mă simt minunat, vă mulțumesc, da, să vă pup pe toți. Doamne, lagrimi în ochi, Doamne, Doamne, ca la 20, 20 de ani ai făcut, nu? 25, 24, am greșit. Astăzi suntem în 24 și Lorena 24 de anișori a făcut. Băi, ce tânără și frumoasă ești, și la pungă groasă. Nu mai contează, vârsta este doar un număr. Noi să ne simțim bine, să petrecem, să fim veseli. Deci tu pupă-ți colegii, pe mine m-ai pupat prima, după aceea și băieții de la regie, pentru că de-abia așteaptă să fie pupați. Ei mai vreau și prăjituri, dar mai aduce... Nu, mai aduce Lorena un platou, a trimis pe cineva, acum ne aduce după ce terminăm emisiunea, că noi am devorat tot aici. Dovadă că a fost foarte bune, deci ce să mai... Măi, tu când seara la restaurant ai avut timp să faci prăjiturile? Am avut, da, sigur am avut. Pentru prietenii mei fac orice, nici nu mai dorm. Acum așa câteva gânduri bune pentru toți prietenii, pentru telespectatori pe final de emisie. Le mulțumesc încă o dată că îmi sunt alături și sunt într-un număr extraordinar de mare, cum v-am mai zis, nici n-am apucat să le mulțumesc tuturor, dar le mulțumesc așa, în grup. Da, și le mulțumesc aici, în direct la emisiune, și să le urez și eu la mulți ani sărbătoriților de ieri, de Sfântul Gheorghe, verișorilor mei, colegilor care îi cheamă Gheorghe și tuturor telespectatorilor care poartă acest nume sfânt. Giovanni, cum te-ai simțit tu între atâtea doamne, domnișoare? Avem vreo domnișoară? Nu, numai doamne avem. Da, bine că nu s-a auzit în cameră. Ținând cont că sunt singurul băiat de pe aici, am lăsat partea feminină să se exprime mai așa, mai mult. Am zis să fiu mai reținut. Un gentleman. Exact. Exact, să fiu mai așa, mai fair play. Ca să nu le acopăr vocal. Ia-ți la revedere de la telespectator. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că v-a plăcut emisiunea. Pentru Lorena, încă o dată la mulți ani. Pentru toate colegele care au venit în această seară, să fie tot la fel de fericite, voioase, vesele. Și să ne auzim cu bine la următoarea emisiune. Cum te-ai simțit, draga noastră? Foarte bine și sper să revin curând cu mare drag. Te așteptăm la următoarele filmări. Ne-ai promis că vin. Sigur vin, vă promit și acum în direct. Salut pe toată lumea și în special pe băiețelul meu. Te pupă, mami, și următoarea piesă știi că este pentru tine și te iubesc foarte mult. Deci ai reușit să intri acolo pe YouTube, ai tastat NSAT Live și acum o vezi pe mami, da? Pentru că mulți nu știu unde cum să ne urmărească mai bine. Ionela? Extraordinar, ca de fiecare dată m-am simțit. La mulți ani încă o dată, Lorena, mulțumesc pentru invitație, sperăm că v-a plăcut emisiunea, să ne urmăriți și data viitoare. Nora, tu trebuie să-ți iei la revedere de la telespectatori, că revii săptămâna viitoare, sigur. Da, la revedere, vă pupăm și vă mulțumim că ne-a suportat. Ești o drăguță, mulțumim că ai venit. Steliana?
ce să zic, m-am simțit extraordinar, având în vedere că sunt pentru prima dată aici la dumneavoastră la Ensat. Îi mulțumesc Lorenei pentru invitație și sper să ne revedem cât de curând. Și bineînțeles că o să mai vin, nu este ultima dată, da? Daniela? A fost foarte bine, foarte frumos, foarte distractiv. Îi mulțumesc Lorena pentru invitație. Poate o să ne și înrudim pe viitor apropiat. O să facem așa, da, cam cuscre, da, e dreptate tu, Nora. Și uite așa mulți informația și numai neamurile nu se mai duc. Păstrează banii acolo în familie. Rămân în familie. Corect. Alina, gânduri pentru telespectatori? M-am simțit foarte bine la dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc, Lorena, pentru invitație. Mulțumim televiziunii Ensat și mulțumim dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară frumoasă! Mulțumim și noi, în primul rând, Lorenei, că a ales să-și petreacă ziua aici, în direct, cu noi și cu dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumim și colegilor că i-au fost alături. Le mulțumim că de fiecare dată sunt alături de noi și răspund cu da. Mulțumim celor care ne-au urmărit, celor care au comentat acolo pe Facebook sau, bineînțeles, poate ne-au trimis câte un mesaj pe telefon, nu am avut timp să ne uităm, dar în speranța că și de această dată am fost pe placul dumneavoastră, dragii mei telespectatori, îmi iau și eu la revedere de la voi, să fiți sănătoși și la pungă groși, cum îmi place mie să vă spun. Nu știu ce mi-a arătat mie șefa acolo, că mi-a făcut și mai cântăm, bineînțeles că o să mai cântăm, asta urma să spun, dar vreau să-mi iau la revedere și să vă asigur de toate gândurile noastre frumoase și de aprecierea noastră până data viitoare, când o să mai venim aici cu, poate chiar cu emisiune live, poate chiar cu un sărbătorit. Eu vă spun la revedere, vă pup pe suflet și bineînțeles că o să urmeze să ne cânte Nicoleta Priescu, Nora Covei, Steliana Lăcătușu și Lorena Andrei, nici nu se putea altfel. Vă pup, la revedere! Are mama un fecior, ne lumina ochilor. Am și eu un băiețel, mi-aș da viața pentru el. Are mama un fecior, mi-e lumina ochilor. Am și eu un băiețel, mi-aș da viața pentru el. Dacă o să dea Dumnezeu fericirea ce o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Dacă o să dea Dumnezeu fericirea ce o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Și-am la crimin ochi de drag, numai pentru el muncesc, bine și frumos îl cresc. Băiatul mă așteaptă-n prag, și-am la crimin ochi de drag, numai pentru el muncesc, bine și frumos îl cresc. Dacă o să dea Dumnezeu fericirea ce-o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Dacă o să dea Dumnezeu fericirea ce-o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Bani pe bani deoparte pun, toată averea ce-o adun. Eu las băiatului meu să nu-i fie în viață greu. Bani pe bani deoparte pun, toată averea ce-o adun. Eu las băiatului meu să nu-i fie în viață greu.
păcată. Dacă să dea Dumnezeu fericirea ce o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Dacă să dea Dumnezeu fericirea ce o simt eu, să-l ții, Doamne, sănătos pe băiatul meu frumos. Pentru mireasă și mire sănătate
fericire, viață lungă și bogată, la mulți ani casă de piatră. Și-au strâns că au crescut-o cu drag și azi le pleacă din prag. Iarna și de cununie se petrec cu bucurie, pentru viri cu fiecare nașii mor ciocnesc pahare. Trăiască mirii și nașii și socrii și toți muntașii, că-i nuntă cu veselie, la botez la fel să fie. Pentru mireasă și mire, sănătate, fericire, viață lungă și bogată, la mulți ani casă de piatră. Toate fetele a luat pe cea mai frumoasă și a făcut-o mireasă. De azi nici nu mai am mea, te iubi toată viața și-o fi mereu împreună, noaptea să-mi ador pe mână. Trăiască mirii și nașii și socrii și toți muntașii, că-i nuntă cu veselie, la botez la fel să fie. Pentru mireasă și mire, sănătate, fericire, viață lungă și bogată, la mulți ani casă de piatră.
măi frumoasă dragostea.